Angajații Poștei Române din 39 de județe continuă momentan greva generală, nemulțumiți de salariile mici. Însă astăzi sindicaliștii ar trebui să analizeze oferta de majorare salarială primită după lungi negocieri ieri cu oficiali din Ministerul Digitalizării, dar și cu managementul Poștei, și anunță, asta așteptăm pe parcursul zilei, dacă renunță la această grevă sau nu. Angajații Poștei ar urma să primească majorarea promisă în două tranșe, potrivit discuțiilor de ieri. 1 iulie este data propusă pentru prima majorare, când salariul minim al unui angajat al Poștei ar putea să ajungă la 3700 de lei brut, de la 3300 de lei în prezent. A doua tranșă de mărire ar urma să aibă loc de la 1 septembrie și ar însemna alți 420 de lei brut. Cumulat, un angajat din Poștă ar urma să primească o creștere salarială netă de 369 de lei în medie, însă aceștia, sindicaliștii, ceruseră 400 de lei net și majorarea sporului de loialitate. Domnul ministru, și aseară am avut o discuție și cu directorul. Eu le-am spus să rezolve problema cât se poate de rapid. În cazul în care, Doamne ferește, nu ajung pensiile la destinație din cauza unei greve la Poșta Română, cred că domnul director va pleca.